De curând mi-am pus întrebarea, de ce călătorim? Ei bine, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc citesc doar o singură pagină. Odată porniți, descoperim că zborul cu avionul nu este chiar atât de terifiant. O drumeție pe munte nu este așa de grea, sau pur și simplu descoperim plăcerea de a lăsa totul în urmă și de a porni către noi orizontul. Cu cât călătorim mai mult, atât ne dăm seama de cât de puțin cunoaștem și de faptul că, în afara zonei noastre de confort, există o lume total necunoscută și plină de aventuri care ne așteaptă. Lumea întreagă este un univers necunoscut, din care odată ce am gustat, nu ne mai putem opri. Și de ce să ne oprim când știm cât de frumoasă este natura și câte locuri minunate există? Spre exemplu, ne putem începe călătoria în Iordania, în orașul antic Petra. Situl arheologic de aici este considerat ca fiind una din cele 7 minuni ale lumii și se presupune că a fost construit în secolul 6, înainte de Hristos. O altă posibilă destinație este Taj Mahalul, numit și simbolul dragostei eterne, fiind și azi unul dintre cele mai frumoase și vizitate monumente. Dacă ești un pasionat al naturii, atunci nu poți rata locuri precum Cascada Victoria, prin cea mai mare cascadă de apă a lumii și celebră pentru curcubeele care apar lunar, sau aurora boreală din Scandinavia. Dar dacă îți place agitația orașului, atunci Amsterdamul este pentru tine. Frumosul oraș din Țara Lalelelor îți oferă atât posibilitatea unei excursii culturale, fiind împânzit de nenumărate muzee, cât și posibilitatea unei experiențe distractive datorită locațiilor extravagante. Dacă adrenalina te împinge de la spate, atunci o cursă pe El Toro cu siguranță îți va fi pe plac. Colosul de lemn ce îți dă impresia că totul se destramă în urma ta este cel mai mare roller coaster de acest gen din lume. În schimb, dacă duci o viață de familie și vrei să-ți mulțumești copiii, atunci intră în aventura Disneyland și fă cunoștință cu minunatele personaje Mickey Mouse, Donald Duck și Peter Pan. Indiferent de ce tip de călător ești, cert este că noi suntem doar pasageri în această lume. Așadar, profită de orice ocazie să călătorești, experimentează, învață mereu câte ceva nou, leagă prietenii și schimbă mentalitatea. Amintirile sunt cea mai mare bogăție a noastră și ne rămân tipărite în memorie mereu, iar cu fiecare amintire descoper noi motive de a călători. Așadar, tu de ce călătorești?